O femeie din Anglia a venit în România să devină vrăjitoare pentru a se proteja de soțul fantomă. Femeia susține că a fost căsătorită cu fantoma unui soldat pe nume Eduardo, care a trăit în timpul reginei Victoria. Însă, la un an de la presupusa căsătorie, ea a decis să pună capăt relației, acuzând spiritul că a înșelat-o și apoi ca urmărit o fapt ce a tulburat liniștea. Pentru a se proteja femeia a zburat în țara noastră și s-a adresat unui cerc de vrăjitoare. După întreaga experiență femeia a devenit chiar membru onorific al grupului de vrăjitoare.